Vă salut, prieteni! Suntem în luna iulie și este vremea din plina roșiilor, chiar și la munte, la noi aici. S-au făcut din belșug și mulțumim lui Dumnezeu. Le-ați văzut de când erau în stadiu de sămânță, plăntuță micuță, repicată, apoi îngrijită, pusă pe arac, legată, copilită și acum a rodit. Anul ăsta am încercat un soi nou, foarte bun. Se numește Lacrimile Fecioarei sau Lacrimile Doamnei, îl găsiți, un soi bulgăresc. Foarte puține semințe, extrem de gustos și cărnos, cu roșii considerabile. Mă pitez după ea. Este deosebită. Forma din clasa inimă de bou sunt, dar un soi cu totul deosebit, o culoare un pic mai rozalie, chiar cu un pic de violet pe ea. Roșii mari, foarte grele, până la un kil și ceva chiar roșia. Aici aveți vis roz, foarte mari le fac, un soi de asemenea puternic ca și lujer, cu tomate destul de gustoase, dulci, cărnoase. Aici un soi românesc, nici măcar nu știu cum îi zice, eu l-am botezat după numele proprietarului de unde l-am făcut roz, le face și mai mari. Face destul de multe, ținând cont că sunt roșii mari, face 4-5 la ciolchine. Sunt un soi românesc. Și aici am San Marzano nedeterminat, mai mici, mai mari. Sunt niște roșii care sunt goale pe dinăuntru, sunt destul de cărnoase, nu prea au zeamă deloc, sunt excepționale pentru bulion dulci, un soi italian. Se consideră printre cele mai bune soiuri existente. Există San Marzano 1, 2, 3. 2 și 3 sunt nedeterminate, cresc destul de înalte. Avem mai mult, avem și sherry. Aș vrea să vă rup o roșioară, să o vedeți, o să o sacrific pe grăsancă. Ce ziceți, prieteni? Uitați zaharurile, e așa de dulce și are puține semințe de... Trebuie să iei destule roșii ca să faci rost de sămânță suficientă. Deci, Lacrimile Fecioarei, un soi foarte bun. Sunt multe alte soiuri bulgărești și românești, tradiționale, bune și sunt fericit pentru producție, le ador, le mănânc cu o plăcere extraordinară. Pot să mănânc mai mult de un kilogram de roșii la o masă. Nu m-a săturat de ele, numărul 1 în preferințele mele. De aceea Dumnezeu ne-a răsplătit eforturile și ne-a binecuvântat și mulțumim pentru că a ajutat să crească atâta roadă, ceea ce ne învață că mâinile sunt întinse spre ceea ce oferă un rod binecuvântat, la fel ca și omul care este roditor. Biblia ne spune că dacă vom fi în Hristos, vom aduce multă roadă, iar despărțiți de El nu putem să producem absolut nimic. De aceea cultivați roșii, bucurați-vă de roșii, faceți rost de tot felul de soiuri, delectați-vă, încercați noi soiuri și veți fi răsplătiți cu tot felul de bucurii. Sănătate și toate cele bune!